contracandidat pentru Răzvan Burleanu. Eu mai această siguranță sinceră și cred că... Da, da, da. Și din această siguranță vin aceste evadări dintr-un anumit tip de discurs pe care... Eu mai interpretez și altfel. Dacă un alt lucru atipic care s-a întâmplat recent a fost faptul că președintele Răzvan Burleanu a fost la o emisiune televizată. Da. Lucru care nu s-a mai întâmplat de ani de zile. Da. Da? Și toată lumea s-a întrebat ce anume l-a determinat să iasă acum. Tocmai acum. Ce se întâmplă oare? Da? După care au existat acuzațiile lui Gigi Becali, iar acuzații unor colegi din presă, am citit un editorial la care Vasara s-a avut un drept la replică. Singurul drept la replică, singurul lucru din tot editorialul ăla asupra căruia s-a referit și s-a aplecat Vasaras, a fost imaginea lui Răzvan Burleanu. Ulterior a ieșit și Mihai Stoichiță. Și păi să precizăm, este vorba de faptul că Vasara s-a spus că Răzvan Burleanu nu are nevoie de protecție. Exact, că nu are nevoie pentru că scrie în articolul ăla că este protejat. Dar în articolul ăla erau foarte multe acuzații mult mai grave la adresa Comisiei Centrale, dar dreptul la replică a venit doar despre președintele Răzvan Burleanu. Mihai Stoichiță a ieșit după acest meci și a spus același lucru. Nu Mihai Burleanu, Răzvan Burleanu a jucat în acest meci. Deci s-a referit din nou la Răzvan Burleanu. Punând toate lucrurile astea cap la cap, o supoziție a mea este că își pregăteau la această adunare generală, da? Așa cum spunea și Cristi Bobar mai devreme, se aștepta toată lumea ca la această adunare generală să iasă cu propunerea de a mai candida încă o dată. Deci este posibil să-și fi pregătit la această adunare generală propunerea din partea membrilor adunării generale de a mai candida încă o dată, iar Gigi Becali să-i fi stricat întregul context prin aceste acuzații și scandal monstruos care a ieșit și să nu mai poată să o mai facă, pentru că știm foarte bine că e foarte atent la chestiuni de genul acesta de imagine și să fie nevoit să amâne poate până la următoarea adunare generală, când lucrurile vor fi un pic mai liniștite din punctul acesta de vedere. Este o supoziție a mea, nu am niciun fel de informații din interior, este pur și simplu, punând cap la cap niște lucruri care s-au întâmplat în ultima vreme, am ajuns la această concluzie personal. Oricum, apropo de faptul că nu știm toate elementele, nu se poate opri aici. Adică nu putem să trecem peste astfel de fraze și să nu există o continuare a acestei povești. Adică președintele Federației trebuie să continue să dea explicații. Nu se poate retrage iarăși câțiva ani, cum ai spus tu, că n-a mai apărut pe nicăieri. Nu se poate retrage iarăși câțiva ani într-un tur de fildeș și să lase astfel de fraze atât de grave și o astfel de atitudine să le lase așa în suspensie. Deși a zâmbit, să știi că declarațiile până la urmă arată că este foarte supărat. Da, și mie mi s-a părut că acel zâmbet era forțat și că în spate ascundea o anumită tensiune. Nu erau declarațiile unui om relaxat, unui om care, nu știu, să n-aibă nicio apăsare legat de contextul în care se află. Aș vrea să vă recomand în acest context editorialul de pe ProSport semnat de redactorul șef Andrei Trifan, intitulat Dezvăluirile unui tăinuitor, două puncte, Burleanu, dă-ți demisia. Iată un editorial în care redactorul șef al ProSport cere pur și simplu demisia președintelui Federației Române de Fotbal. Sunt lucruri foarte grave, afirmații fără precedent, legate de lucruri incredibile care s-ar fi petrecut, despre care s-a vorbit între oameni importanți din fotbal și după care nu s-a întâmplat nimic, au fost anumite și scoase doar acum și prezentate în spațiu public ca un avertisment, ca un fel de șantaj. Ai grijă ce ceri, ai grijă ce spui, ai grijă până unde mergi, Gigi Becali, că, nu știu, așa cum ești tu gură mare, deja ne-ai spus niște lucruri. Ne-ai prezentat niște lucruri la o întâlnire anterioară. S-a trecut la alt nivel, e clar că s-a trecut la alt nivel din punct de vedere public și relațional și declarativ și tot. S-a trecut la un nivel la care sunt amenințări, sau cel puțin așa îmi par mie, un pic un substrat de amenințare în spate, așa un pic. Poziționări, așa cum ai spus tu, în defavoarea unei echipe care este membru afiliat până la urmă. Putea să fie orice echipă, și de Liga 3, și de Liga 2, și de Liga 1, este un membru afiliat care până la urmă cred eu că ar trebui tratat ca orice alt membru afiliat, dar pe de altă parte nici să accepti toate atacurile astea la infinit, dar repet ce am spus mai devreme, un atipic pentru Răzvan Burleanu, lucru care până la urmă mie îmi spune că se ascunde în spate o supărare a lui și s-a supărat poate pe Gigi Becali. Da, vorbind de membrii afiliați, ieri vorbeau sau azi dimineață la cafea că nu și-ar mai dori și care oricând un loc la UEFA Răzvan Burleanu și oricând este bine primit acolo.
Deci cum au zis că i-au cerut să mai candideze, spuneau că are locul pregătit la... Nu se știe de acum ce va face, cred eu. Deci tu, Cristi, crezi că există și această posibilitate ca totuși... Eu nu am vorbit cu dânsul aceste lucruri niciodată. Spun ce spuneau dintre membrii afiliați, unii tot care acum o lună spuneau că i-au cerut să candideze. Sau, tot, deci sunt tot felul de zvonuri. Sigur, despre imaginea lui foarte bună știm cu toții. Da. Despre situația, despre cât de bine este poziționat în instituțiile europene și mondiale legate de fotbal. Avem imagini clare în care el este poziționat la evenimente alături de nume dintre cele mai mari, dintre vedete ale istoriei fotbalului. Dar nu cred că o astfel de afirmație poate fi imaginată la un astfel de nivel, adică printre oameni importanți din fotbalul european mondial, nu poți să-ți imaginezi așa ceva. Adică nu poți să-mi imaginezi pe președintele UEFA. Deci, la un moment dat a fost în conflict cu Juventus sau cu Madridul, nu? Legat de acea inițiativă. Adică nu putem să ne imaginăm, dar pe Alexandra Ceferin spunând, tu, Anieli, adu-ți aminte că la o întâlnire mi-ai spus de cum ai mituit 3 arbitri. Eu te aștept să mi spui acum și îți promit, Anieli, că acei 3 arbitri nu vor fi cunoscuți de nimeni. Doar mi spui mie și cu asta, basta. Da, exact. Nu mi-aș putea imagina lucrul ăsta în